Bine v-am găsit la rubrica despre investiții și investitori. Piața de capital autohtonă este pe verde astăzi la Bursa de Valori de la București. Indicele BET are un plus de 0,31%. BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, are în schimb o scădere. Îl vedem pe roșu cu un minus de 0,26%. Ne uităm și la indicele care măsoară evoluția companiilor din energie. Aici este un plus de 0,26 de puncte procentuale. Valoarea tranzacțiilor efectuate până la această oră este de 23 de milioane de lei. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce fondul Proprietatea cu tranzacții de aproape 9 milioane de lei. Pe locul 2 este Banca Transilvania, care a ajuns la schimburi de peste 4 milioane de lei, și Romgaz este pe locul 3 cu tranzacții de 2,7 milioane de lei. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm plusul din dreptul Banca Transilvania, un plus de 0,82%. În dreptul BRD vedem și aici un plus de peste jumătate de punct procentual, iar Transelectrica aduce pe bursă astăzi un plus de 0,25%. Despre evoluția piețelor de capital ne vorbește chiar acum Alexandru Ilisie, director de investiții la OTP Asset Management. Evoluții pozitive astăzi pe piețele internaționale de acțiuni. Ieri am asistat pe piața americană la atingerea unui nou maxim pe indicele Dow Jones. În schimb, pe indicele americane S&P 500 am asistat la o ușoară depreciere. Astăzi, piețele europene de acțiuni se tranzacționează în teritoriu pozitiv, în lipsa unor evenimente speciale. Revenind la Bursa de Valori București, aceasta se tranzacționează astăzi în teritoriu mixt. Astăzi am avut o a doua companie din indicele BET care și-a raportat rezultatele pentru primele 9 luni ale acestui an. Este vorba de BRD. Banca a raportat un profit în creștere pentru primele 9 luni de 11% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Aceste rezultate au fost ușor peste așteptările analiștilor. O parte semnificativă din profitul raportat de către BRD provine din reversarea de provizioane înregistrate în trecut. Tot în ședința de astăzi, Banca Națională a României a anunțat că păstrează dobânda de referință la 2,5%, iar coridorul pentru facilitatea de depozit și facilitatea de creditare rămâne neschimbată. Este momentul acum să ne uităm și către bursele europene, să vedem ce s-a întâmplat aici și vedem tranzacții mixte la această oră pe bursa de la Londra. Vedem principalul indice este în scădere 0,16% cu minus. La Frankfurt, principalul indice DAX are o creștere foarte ușoară de 0,01%. 0,14% cu plus găsim la Paris, bursa de acolo, piața de capital din Milano, în schimb, și cea de la Madrid, ambele sunt pe roșu în continuare la această oră, cu o scădere de 0,11% în cazul bursei de la Milano, iar la Madrid, IBEX, indicele de la Madrid, are o scădere de 0,36%. Atât deocamdată despre burse, investiții și investitori, revenim în direct cu Teodora Tompea la știrile zilei.